Gulliver era un doctor căruia îi plăceau tare mult călătoriile pe mare. Odată, pe când se afla pe o corabie numită Antilopa, se porni o furtună cumplită. Corabia se izbi de stânci și se duse la fund. Fiind însă un bun înnotător, Gulliver ajunse cu bine la țărm. Frânt de oboseală, s-a întins pe nisipul țărmului și a dormit de îndată. Când se trezi, era legat și țintuit de pământ, neputând să-și miște nici capul, nici mâinile, nici picioarele. Apoi văzu că pe trup îi umblă de colo-colo o mulțime de omuleți, niciunul mai înalt de o palmă. Și, oricât încercarea ei să intre în vorbă cu el, tot nu izbutiră, pentru că Gulliver nu le înțelegea graiul și pace. Sosit în mare grabă, regele acelui ținut le porunci omuleților să aducă de mâncare și să ridice o platformă pentru a ajunge la gura uriașului. Când sosim mâncarea cărată în mai multe căruțe, se dovedică că un coș plin cu pâine și un altul plin cu bucăți de carne, abia dacă îi ajungea uriașului Gulliver pe o măsea. Însă, după mai multe transporturi, omuleții izbutiră să îl sature într-o noapte, în vreme ce Gulliver dormea, mai mulți omuleți îl duseră în cetatea lor, purtându-l pe un car uriaș meșterit de ei și tras de o sumedenie de căluți vânjoși. Odată ajuns omuleții îl lăsară pe Gulliver lângă o clădire uriașă, care ar fi urmat să-i țină loc de casă. Deși era uriașă pentru omuleți, clădirea aceea se dovedi neîncăpătoare pentru Gulliver, care se văzu nevoit să se străcoare înăuntru târându-se pe brânci, și nici vorbă să se poată ridica măcar în genunchi. Fierarul regelui primi poruncă să meșterească un lanț zdravăn cu care să-l priponească pe Gulliver, iar înțelepții regatului îl învățară să le vorbească limba, lucru care îl ajută pe Gulliver să se înțeleagă cu ei. Purtându-se cum se cuvine, în scurtă vreme Gulliver își făcu o sumedenie de prieteni printre omuleți. Cu toate acestea îi era tare dor de casă. Zărind într-una din zile o barcă plutind pe mare, el înnotă până la ea, o legă zdravă și o trase la țărm. Regele îi îngădui lui Gulliver să o repare și să părăsească Liliputul, cum se numea acea țară a omuleților, unde mai pui că mulți dintre micuții săi prieteni îi dă dură bucuroș o mână de ajutor la găsirea materialelor și la reparatul bărcii. Când se arătă gata de plecare, omuleții îi aduseră lui Gulliver mâncare și apă pentru drum, dar și Niscaiva aur și pietre prețioase pe care să le ducă în țara lui.